Primele manifestări din penitenciere au apărut la Rahova, unde 11 gardieni au ajuns la spital intoxicați cu fum și au fost pagube foarte mari în urma incendierii salterelor din celulă de către un deținut. Atunci, 67 de persoane au fost evacuate și relocate în celule. Incidentul s-a repetat marțea trecută când mai mulți deținuți din penitenciarul Giurgiu și-au dat foc hainelor și obiectelor din celulă, au strigat și au făcut scandal. Revoltele au luat treptat amploare, astfel că asistăm la proteste în 10 penitenciare din țară, atât în zona de sud a țării, cât și în zona Moldovei. Manifestările au apărut miercuri seară și la Mărcineni, în Dâmbovița, unde deținuții și-au cerut drepturile, au protestat, iar unii au intrat în greva foamei. Totul din cauza condițiilor de detenție. Familiile celor încarcerați sunt disperate. Aseară a fost ca peste tot în țară o revoltă și acolo au intrat cu mascații peste ei, i-a bătut ca sacii de cartofi. Iar și la penitenciarul Mărgineni au avut loc forme de protest. În acest moment nu sunt manifestări violente sau gălăgioase. Se află 45 de persoane private de libertate în refuz, dar nu refuz de hrană, refuzul mesei de dimineață. Reclamă calitatea apei, a hranei și supraaglomerarea la nivelul penitenciarului nostru. Și, într-adevăr, au acționat gradual pentru a restabili ordinea. În prealabil au fost făcute somații și discuții. În penitenciarul Mărgineni sunt în prezent 803 persoane private de libertate. Soția unui deținut de la Mărgineni a făcut mărturisiri despre condițiile în care stau deținuții. Bolnavii care au probleme și sunt arestați și au probleme și au tratament pe care îl urmau acasă. Nu ai voie să-i duci medicamente de acasă, dar nici pușcăria nu are să le dea. Mai mult de o aspirină sau un paracetamol. Spun nu că au magazin în curtea penitenciarului să-și cumpere de aici. Păi da, își cumpără de acolo, domnișoară, o periuță de dinți. O banală periuță de dinți care este și 2 lei în magazin, costă 150 de mii, 15 lei. Mulți în cameră au stat în luna februarie când a fost mutat după arestul de la Târgoviște pe penitenciar la Mărgineni, au stat 41 de inși într-o cameră cu 21 de paturi. Femeia spune că pe timp de vară, chiar în perioadele caniculare, deținuții primesc apă cu porția. Aceasta se teme pentru viața și sănătatea soțului ei. Le oprește apa, pe căldura asta au câteva ore apă rece dimineața, câteva ore apă rece seara. Mâncarea extraordinar de proastă, deci nu se poate mânca. Nu au dreptul la pachet decât o singură dată pe lună. În privința problemei apei, reprezentanții penitenciarului neagă faptul că aceasta ar fi oprită. Apa este într-adevăr oprită în momentul în care se fac reparații. Penitenciarul Mărgineni se alimentează de la un hidrofor din comuna noastră, din Ile Caragiale. Se întâmplă asta pe perioade foarte scurte ale zilei și nu în fiecare zi. Condițiile din penitenciare au făcut pe deținuți să se solidarizeze. Unii au ieșit în curte, alții au rămas în clădire și lovesc cu recipiente din plastic în gradile închisorii, iar unii chiar refuză hrana.